Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Acesta este un episod mai special deoarece băieții de la Squad Build au pus pe canalul lor de YouTube American Farming Release Trailer. Deci băieții au anunțat jocul și când o să se lanseze, o să vă spun imediat și data de lansare și tot ce trebuie să știți despre jocul acesta, deoarece în sfârșit după atâta timp o să fie lansat acest joc. Aici avem trailerul, o să-l analizăm împreună și o să ne uităm să vedem ce ne arată aici. Am tras repede un preview așa pe el, m-am uitat repede înainte să filmez, dar nu am fost foarte atent, așa că o să îl vedem acum în detaliu. Jocul va fi lansat undeva pe 24 noiembrie 2023, deci mai sunt câteva zile și o să fie lansat eu când filmez astăzi este în 21 mm. și este marți, deci jocul se va lansa pe 24, asta ar însemna că undeva pe vineri ar fi lansarea jocului. Din păcate jocul va costa bani, o să fie undeva la 8 dolari și dacă nu mă înșel atât costă și FS23, sper că nu greșesc, parcă tot așa ceva de genul. Și da, jocul acesta probabil o să fie undeva un concurent destul de bun pentru seria de farming pe telefon. Și da, deci jocul va costa bani, 8 dolari și da, se va lansa pe 24 noiembrie. În sfârșit o să se lanseze să vedem și noi cum este, o să facem și gameplay pe canal. Și bun, hai să vedem care este treaba cu acest trailer. O să găsiți, bineînțeles, canalul băieților în descriere împreună cu acest clip. Bun, hai să vedem, deci să de la început. Deci aici vedem acest case, știți și voi că băieții au promovat jocul foarte mult cu acest case. Nu știu exact dacă această textură de pe teren este cea din joc sau este doar așa de cinematic, dar pare a fi un cinematic American Farming. Bun aici din prima ne arată aceste două, bine acele două tractoare, acest pickup care este un Ford. După te după vedeți, nu știu dacă este licențiat sau nu. Și aici avem un trailer, văd că are și ne pune așa câte logo la fiecare firmă, fiecare brand din ăsta. Aici avem un versatil și brujet, este o semănătoare sau ceva cultivator cu ceva rezervoare de fertilizat în spate. Bun, este foarte rapid, așa că o să oprim mai des clipul să ne uităm. Realistic Shapes Big Fields. Deci după cum vedeți avem niște terenuri foarte foarte mari, chiar imense, dar văd că nu prea sunt de o formă regulată, sunt așa mai deformate, nu sunt pătrate sau de reptunghiulare, dar nu este nicio problemă, probabil o să vedem cum o să fie. Poate o să avem și lucrător automat. Bun, aici scrie, stați ce scrie acolo, fertilizer applicator PNK anihil, sau ceva de genul. Bun, aici avem Headlands uh, și Rose and Rose AI Workers. Deci o să avem uh, și lucrători automați, deci ce este foarte, foarte bine, sincer, pentru că probabil o să avem nevoie. Văd că avem aici un case, avem ferma acolo în spate, cerul arată destul de bine. Nu știu, m-aș fi bucurat să, parcă jocul este așa, cam mat, dacă pot să zic așa, texturile sunt cam mate, nu prea au strălucire, nu prea îți dai seama că cum ar fi cauciucurile vehiculelor, am văzut că nu prea au textura aia de cauciuc, sunt așa foarte mate, vehiculele la fel nu prea au strălucirea de metal și chestii, dar ar fi putut lucra mai mult la partea asta, dar o să vedem cum o să fie jocul. Aici avem un case, uitați-l, îl avem aici în sprendoarea lui, văd că jocul este bazat pe case, deci da, textura de pe jos, vedeți și voi că este 2D, și are așa o formă cum ar fi 3D cu umbre și chestii. Acolo avem din nou un, un ver Au nume foarte ciudate aceste utilaje. Realistic psychics. Deci o să avem probabil... Hai să vedem. Cred că o să avem și vreme din asta dinamică, nu știu sigur. A, uitați, avem mini ul aici. E foarte greu să pun pauză și să ne uităm aici e din nou un case. Uitați mapa, așa arată mapa. Uitați câți bani sunt aici. Deci minimap-ul arată undeva ca FS13, cam așa arăta în FS13 un minimap. Acolo mă duce cu gândul. Și ce scrie? Options, Crop Type, Growth, fertilizer, Plots, Plots și Locations. Și sus avem Maps, Equipment, Animal Storage, Market, Settings, Help. Deci să avem și Help probabil o să fie ca pe Farming Simulator, o să avem acolo toate tutorialele și chestii, storage, nu știu la ce se referă, probabil ce avem în silozuri, aici o să avem setări despre animale, market, setări, echipament, aici în dreapta avem terenurile, ne arată dacă sunt, după cum vedeți, cu albastru închis, înseamnă că tu îl deții și celelalte sunt pentru vânzare, Acolo scrie și numele fiecărui teren în dreapta la Information, cine el are, cât costă și probabil acolo Acris înseamnă probabil ce dimensiune are. Acolo avem niște statistici, aici ne arată că putem să, wow, deci putem să modificăm. A, uitați aici avem statistice la market, A, cu cât se vând toate produsele și chestii. Aici ne arată cum se modifică fiecare vehicul. Aici avem această remorcă și după cum vedeți putem să o facem mai lungă. Deci este foarte tare chestia asta cu să putem să upgradăm asta este un asta este un mare plus față de farming pentru că nu avem așa ceva aici din nou aceste uh, motociclete motocross aici avem un atv cu cățelul bineînțeles aici ne arată cum poți customiza caracterele. Aici scrie 4 stages with speed control time cycle. Deci o să putem să dăm timpul pe rapid, probabil, și în jocul acesta. Sunt 4 stagii. First entered person, camera angels, bun. Aici ce avem interactive world. A, deci o să putem să mergem, după cum vedeți. Deci avem aici în dreapta, avem 3 butoane. Avem unul cu o casă, nu știu ce înseamnă chestia aia. După aia lăbuța aia de cățel, probabil acolo schimb cățelul și din nu știu ce înseamnă. Habar am poți, poți, să dai motor sau chestii. Acolo sus vedeți și voi că o să ne arată și în ce lună suntem. Deci iunie este acolo, deci o să avem și anotimpuri probabil. Acolo întoarcerea camerei, schimbarea vehiculului. Deci poți să fii probabil și first person și third person în același timp. Aici avem cursorul de pe unde mergi Controlor, dacă pot să zic așa, și acolo avem un buton pentru deschiderea ușilor și porților de la hale, și chestii de genul foarte tari, chestiile astea. Bun, aici avem uh, porumb, cred că este acesta, cu o remorcă de la Mer, așa. Hai să vedem. Milk Production, Dairy cows deci cam așa arată chestia cu vacile. Este puțin mai complex față de farming aici life cycle and weight. Bun. Beef cows. Ok. Aici avem porcii. Avem mai multe stagii. Aici avem din nou un versatil 620. Uite, după cum vedeți aici, cauciucurile, după cum ziceam, nu prea au textura aia de cauciuc. Cum sunt în farming, de exemplu, și vehiculele vedeți și voi că au puțin strălucire, dar nu unde a ajuns. Nu știu, grafica mi se pare așa, cam opacă, dacă pot să zic așa, nu știu dacă este cuvântul potrivit. Aici avem un trailer de așa. Aici avem un tractor, old tractor, deci avem și tractoare din astea vechi. Aici avem acest tir care pare a fi un Peterbilt, dar probabil nu este cu licență acesta din păcate, dar seamănă foarte mult. Aici avem un trailer din asta care este, extensibil, după cum vedeți, în părți, se face lat și un case din asta. Ok, să vedem. Aici ce avem? 5 farm stands. Deci aici avem din nou un plug, așa, și cu acest case care este puțin mai clasic. Deci case sunt predominante în acest joc. Deci o să avem 75 plus mașini în jocul ăsta. Deci pot să fie ceva vehicule, din păcate o să avem în mare parte cam doar case-uri, nu știu dacă o să mai fie update-uri pe viitor sau case după lansare, dar în mare sunt case-uri și este un lucru destul de ciudat pentru că ar fi trebuit să mai facă colaborări și cu alte firme de, astea de tractoare pentru că era interesant, dar poate pe viitor, după cum am zis, o să vină update-uri. Avem foarte multe cultivatoare din astea pe albastru, probabil sunt de la aceeași firmă, Vedem pe aici o combină, ce mai vedem pe aici, tirul, în stânga aici avem tot așa niște tractoare și chestii. Uitați combine, aici sunt firmele din joc, probabil astea sunt toate. Deci ce avem cunoscut din farming avem doar case-ul și versatilul. Restul nu prea le-am văzut în farming sau dacă este vreo să spuneți voi în comentarii, dar pare a nu fi niciuna în farming din acestea și cam astea sunt chestiile. American Farming, 24 noiembrie 2023, pe App Store și Google Play, după cum vedeți. Și cam atât. Da, cam astea sunt chestiile, cam ăsta este trailerul. Acum haideți să-i dăm play cât vorbesc eu aici încheierea, să vă uitați aici. Da, deci cam astea sunt chestiile, ăsta este jocul, astea sunt toate chestiile pe care ne le le-au adăugat băieții aici. Sper că v-a plăcut clipul. Bineînțeles, o să vedem cum o să decurgă chestia și o să jucăm și noi jocul să vedeți cum este pe YouTube. O să l vedeți pe canal, asta am vrut să zic, o să vedeți cum este jocul. Dacă o să vi-l cumpărați, să-mi spuneți în comentarii și ce părere aveți despre prețul acesta, dacă îi se potrivește sau este prea scump, 8 dolari, mie mi se pare că este ok, dar nu știu de ce au hotărât să... Bine, poate că băieții au băgat chestia asta cu plată pentru a își scoate puțin investiția, pentru că na, colaborarea cu Case vă dați și voi seama că a costat ceva pentru că au plătit probabil să aibă și nu doar cu Case, cu toate brandurile pe care le-ați văzut, ei au plătit o sumă pentru colaborarea aceasta ca ei să poată adăuga cu licență vehicule în joc. Deci probabil și din cauza asta au pus jocul cu bani, dar uh, nu este nicio problemă și Farm este cu bani, ați văzut, dar uh, a fost și posibilitatea să luați fără bani de pe net. Bun, cam asta a fost, uh, nu vă mai rețin, să aveți o zi sau o seară bună în continuare. Uh, nu știu, o să văd când o să postez acest clip, dar o să fie postat înainte de lansare, deci uh, eu aștept să vedem cum o să fie jocul și cum o să se descurce. Sperăm să fie optimizat și să își facă treaba cum trebuie. Și până data viitoare, v-am salutat, o să găsiți canalul băieților în descriere. Pa, pa!